Copiii bogaților din Elveția trăiesc pe picior mare. Odraslele se laudă zilnic cu luxul în care se lăfăie, iar viața lor pare desprinsă din filmele de la Hollywood. Cert, paradisul bogaților nu e același cu cel al oamenilor de rând. Copiii bogătașilor din Elveția se laudă cu viața lor de zi cu zi. De la case și mașini de lux până la vacanțe exotice, haine și bijuterii exclusiviste, traiul lor bate scenariile de la Hollywood. Tinerii călătoresc doar cu avioane private, iar atunci când ies la plimbare în oraș, nu se pot hotărî în privința mașinii pe care să o scoată din garaj la promenadă. Și nu vorbim de orice fel de mașini, ci de bolizi de lux la care alții nici măcar nu îndrăznesc să viseze vreodată. Pentru ei, banii sunt doar niște hârtii. Când trăiești pe picior mare, tot ce contează este să simți viața la maximum, să te distrezi și să călătorești în locuri în care unii n-ajung niciodată. Iar zilele lor de naștere sunt zile de neuitat. Copiii bogătașilor din Elveția primesc cadouri cum numai în filme vezi. Bolizi de lux, haine și bijuterii extravagante. Să se fi mutat raiul în Elveția, așa se pare.